Indagra, cel mai important eveniment agricol din România, a reunit în perioada 30 octombrie-3 noiembrie 2024 la Romexpo București cele mai importante companii din domeniul agriculturii, viticulturii, horticulturii și zootehniei, atât din România cât și din străinătate. Expoziția prezintă cele mai noi tendințe și tehnologii existente pe piață, metode prin care fermierii din România își pot ușura munca, își pot mări producția și diminua costurile. Cu fiecare ediție, Indagra reprezintă oportunitatea de a întâlni parteneri de afaceri, clienți actuali și potențiali, lideri de opinie, într-un cadru necesar dialogului de business și într-un mediu profesionist. Ne dorim ca fermierii să fie deschiși la o colaborare și să participăm și în anii ce urmează. Ne dorim să participăm, dar rămâne de văzut dacă fermierii vor să ne viziteze. Un scurt mesaj pentru potențialii clienți. Ne pot găsi pe site www.naturgroup.ro. Noi suntem AgroSem Zahiu Ecofitoplant. Noi producem gama toxirat. Noi suntem producători de la Buzău. Avem 3 tipuri de produse pe bază de grâu, granulă și pastă. De asemenea, fiecare produs este pe 2 tipuri, pe bază de bromadiolone și bromifacum. Noi le producem la Buzău, noi le ambalăm. Cam atât. Este primul an în care participați? Nu, venim aici de aproape 10 ani de zile. Bună ziua, sunt Jean Șimșec, managerul de exporturi pe Europa de Est, din partea companiei Simcar. Suntem o companie dintr-un grup de companie din Turcia, fabrica producătoare de sisteme de irigație, care se ocupă atât de sisteme de aspersie, sisteme de picurare, atât tub, cât și bandă și accesorii necesare, cât și sisteme de aducțiune apă. Noi cu ce ne ocupăm este de a furniza fermierului o soluție completă pentru a iriga și pentru a spori recolta pe care o are. Bună ziua, Bruma Constantin este numele meu. Reprezentăm în România firma Emberuse din Franța. Suntem aici în târg cu echipamentul pentru livezile de nuci de alune. Aveam toate echipamentele necesare. Pornim de la recoltare și apoi condiționare, curățare și spargere, separarea miezului de coajă și apoi partea finală de ambalare și comercializare. Sunt Andrei Badea, sunt reprezentantul firmei Meyer în România și vă prezentăm aici soluții de sortare optică pentru semințe, cereale, ca să le transformăm în produse pentru consumul uman. Este un echipament cu care putem să ajungem la standardele pe care retailerii le solicită producătorilor de produse alimentare. Un scurt mesaj pentru potențialii clienți și unde vă pot găsi aceștia? Pentru potențiale clienți aș putea să spun că echipamentele Meyer sunt niște echipamente foarte fiabile, ușor de operat, la niște costuri rezonabile, da? Cu care pot să transforme materia primă în produse finite. Firma noastră, PCS Professional Cleaning Services, suntem în industria alimentară în calitate de furnizori produse de igienă, consumabile, materiale de curățenie, ustensile, de peste 21 de ani. În mare parte, dacă după cum vedeți, avem instalații de sateliți, de detergenți profesional pentru igienizarea spațiilor, avem caserole, tot ce înseamnă materie primă pentru ambalare și pentru tot ce înseamnă industria alimentară, produse de igienă, produsele Torc, avem brandul Torc, am semnat un parteneriat cu un furnizor de materiale de unică folosință PPE din Canada, brandul Ronco. În mare parte suntem și convertor local pe produse de hârtie, celuloză, tot ce înseamnă prosoape de mâini. Noi suntem Mega Green, după cum puteți vedea. Avem aici o gamă variată de humus și salată.
pe care o punem la dispoziție clienților, viitorilor noștri colaboratori. Este primul an în care participați? Da, este primul an în care participăm. Ce așteptări aveți de la acest târg și de la edițiile viitoare? De la acest târg avem așteptări să ne extindem în piața din România din ce în ce mai mult și să cunoaștem posibili colaboratori. Bună ziua! Noi suntem firma Stelas Consulting din Bragadiru. Ne ocupăm cu utilaje de procesare în industria cărnii, a fructelor și legumelor și a peștelui. Aici aveți o parte din echipamentele pe care le folosim pentru procesare, inclusiv un partener de al nostru care folosește acest robot care este sub vacuum, face tot ce înseamnă parte de procesare. Pe partea aceasta aveți utilaje de carne pentru procesarea în industria cărnii, iar pe partea aceea aveți o linie de suc de mere, o linie completă pentru producția de suc de mere. Compania Triago, producător de utilaje și echipamente pentru industria alimentară care sunt fabricate aici în România. Fabricăm pentru lapte, pentru bere, pentru vinificație, ape minerale și alte domenii industriei alimentare. Suntem prezenți din 2005 la Indagra în diverse forme. Suntem permanent aici la acest târg. Clienții noștri ne așteaptă aici. Bună ziua, puteți să vedeți produsele de aromatizare, marca Aromart, brand propriu, fabricate în România echipamentele. Uleiurile și baza de parfumuri sunt fabricate în fabrici de renume din Franța, precum și Egipt și China. Produsele noastre sunt omologate, ca să zic așa, pe piața europeană. Sunt niște produse de top. Suntem prezenți la târgul Indagra cu carne de vită selectată, carne de vită maturată și toată gama de carne de vită pentru industrie. Sunteți pentru primul an la acest târg? Nu, sunt în al cincilea an, chiar de la începutul companiei noastre. Am ales ca și canal de prezentare târgul Indagra și Carnexpo și ne-a părut bine că în fiecare an am întâlnit colaboratori noi, ne-am întâlnit cu colaboratorii vechi și am stabilit noi contracte. Reprezint societatea Scale Expert Sferele din București. Suntem importatori și furnizori de echipamente pentru domeniul industrial alimentare. Reprezentăm producători din Europa și nu numai de top, cum ar fi Dival Spania, Ishida Japonia. Cel mai interesant și cerut echipament este acest echipament de ambalat, cântărit și etichetat. Prezentăm toată gama de cântare pentru retail și industrie cu etichetă, fără etichete, platforme de cântărire, sisteme POS all-in-one, deci practic oferim soluție completă pentru orice domeniu din industria alimentară. Bună ziua, suntem producători de mere, producători de sucuri și suntem bucuroși, este primul an la expoziție și să sperăm că țelul nostru este să ajungem pe masa cumpărătorului, să-l deguste, să fie foarte bun, pentru că știm că suntem producători și totul este natural. Ce așteptări aveți anul acesta și de la edițiile viitoare? Veți mai fi prezent? Bineînțeles, este primul an care am venit, succesul este maxim, avem brandul pe care l-am făcut, de asta am și venit și la anul, sigur, vom fi în fiecare an aici la târg. Aici avem atât brânzeturi maturate din lapte de vacă, cât și acidofile și brânzeturi tradiționale. Noi suntem fabrica de lactate TU, suntem o fabrică de lapte nouă, avem 10 luni de activitate, bazați în Tulcea. Avem atât ferma proprie în care producem pe zi vreo 7.000-8.000 de litri de lapte, cât și fabrică unde procesăm tot laptele produs în fermă. Brânzeturile maturate sunt de pe mai multe game. Suntem veniți din Grecia, suntem bio-starlish, ne ocupăm cu mâncarea pentru animale. Este ceva foarte nou pentru România cel puțin. În Grecia avem foarte mulți clienți,
Suntem de peste 10 ani pe piață, în Grecia, și produsul este ceva foarte bun pentru agricultorii. Este ceva foarte ușor de produs și au multă economie la toată munca, plus că au 20% câștig în lapte, deci se schimbă și gustul și au mult mai mult lapte și sigur se schimbă și gustul la carne. Am înțeles. Este primul an în care participați? ASEA AC Bioenergy, and we are a company producing compost and biosoils from Greece, from the island of Kos. Our products are 100% eco-friendly. We produce them with our main ingredients being Posidonia oceanica, which is a seaweed that you can find in Aegean Sea. Our products are patented as innovative because they have no chemicals and they are peat free.